Salutare vulpițelor și vulpișorilor, bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod o să construiesc o oiță și o să fac să dispară. De fapt o să fie o mega oaie, că o să fie foarte, foarte mare. Și vă rog să vă abonați pentru vulpița voastră preferată. Dar eu vă văd, aștept să rupeți butonul de subscribe în 3, 2, 1, 0. Sper că v-ați abonat și vă mulțumesc pentru fiecare abonare în avans. Și haideți să mă susțineți să construiesc cea mai tare oiță, după care o să-mi folosesc magia de vulpiță și o să fac oița să dispară. Deci bun, hai să ne apucăm de treabă. Mi-am luat talismanul norocos, diamantul norocos și mă apuc de magie. O să încep să construiesc o oiță. Va trebui la un moment dat să-mi pun și o oiță ca și model, dar vedem. Am pregătit aici piciorușele pentru oița mea grăsană și pufoasă și frumoasă. Așa și, bineînțeles, super creativ, așa că nu-i nicio problemă. Avem toate materialele pentru a putea face oița. Să nu mai stăm să mergem să căutăm. Așa, piciorușe, trebuie să mă gândesc exact câte să pun. Nu știu, o să vedem pe parcurs, ne adaptăm situației. 1, 2, 3, să le fac așa de 3, cred că da. Ok, vedem noi pe parcurs. Momentan zic eu că merge, arată bine. Oricum o să fie o oiță destul de mare și amuzantă, zic eu, că doar este construită de vulpița voastră preferată. Nu uitați să vă abonați, cum spuneam la începutul episodului, să share-uiți episodul și prietenilor voștri, să vedeți cum o vulpiță construiește o oiță și, bineînțeles, la sfârșit o să o fac să dispară pentru că am ceva puteri magice mai nou și pot să fac lucrurile să dispară. Să-mi scrieți în comentarii de asemenea ce mai doriți voi să construiți, să construiți și voi, dar și eu, ca să facem să dispară, nu? Să vedem puterile mele magice mai noi, cum dispar diferite lucruri. Și m-am gândit pe episod de astăzi, sper să vă placă ideea în care construiesc această oiță și o fac să dispară, bineînțeles, pentru voi. Așa, deja zic că seamănă oiță, dacă închideți ochii și deschideți puțin, puteți să vă imaginați o oiță din asta foarte, foarte mare. Așa, trebuie să mă gândesc după aceea în ce parte să-i fac capul, dar vedem. Ne adaptăm situației pe parcurs. Așa, mamă, ar putea fi și o casă oiță, cum arată până acum. Aici sunt piciorușele, corpul, o să mai pun aici încă un strat, cel puțin, cred că chiar mai multe, ca să înalți oița. Așa, perfect, trebuie să mă gândesc în ce parte să pun capul. Oricum o să arate super drăguț și abia aștept să fac oița să dispară. Nebunie, nebunie. Dacă mai doriți episoade de Minecraft, nu uitați să mă susține să facem la episodul acesta cel puțin 500 de like-uri de la vulpițele și vulpișorii mei preferați. Deja arată super, super bine. Mamă, 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 nebunie. Am aici delimitat teritoriul de construcție și o să fie o nebunie pentru că ca și vraja să funcționeze, trebuie să fie în spațiu magic. Opa, ne-am apucat de cap și o să vedeți aici o nebunie ce o să iasă. Cred că va trebui să fac un cap destul de mare ca să prindă aspectul de oiță. O să fie o oiță foarte drăguță, puteți să-i dai și un nume. O să dispară, așadar, pentru câteva clipe o să aibă un nume oița mea. Așa. Cred că aici o să pun de ochișori. Da, trebuie să mai pun oricum. Trebuie să pun așa ochișorii aici. Va trebui să aibă spațiu și de guriță. Aici punem fața maronie. Ați văzut că oița are așa fața un crem maroniu. Așa. Trebuie să las spațiu și pentru gură. Oricum va trebui să mai măresc puțin capul, să-l fac așa. O să fac un cap foarte gigantic. Păi parcă arată interesant până acum. Zici că e o oiță cu urechi negre. Dar fiți pe față că aceia sunt ochii, nu sunt urechile.
Hai să ne uităm la modelul în persoană, mamă! Deci așa are ochișorii, are și gura roz, roz deschis deasupra și roz închis jos, ok? Hai să vedem, să ne mai uităm puțin la oiță, să mai luăm modelul ca să știm ce să facem. Așa, frumoasă, frumoasă oița, foarte frumoasă. Ok, am putea să prelungim așa. Nu, că zici că e un gândac, până acum cum arată fața la oița mea. Nu vă speriați că până la sfârșit o să arate a oiță, vă zic 100% că o să fie o oiță din aia așa imensă și grățană și dolofană. Și frumoasă, că e a noastră, nu? Așa, să vedem să mai facem aici, să mai pun la cap niște maroniuri din ăsta. Mă, zici că e gândac din ăla de lemn. Că m-a luat așa cu friguri când mi-am imaginat. O să facem să fie frumoasă oița. Unde-i fugit oiță? Aoleu, oiță! Stai să mă mai uit la tine. Frumoasă, frumoasă. Așa, stai să ne, să reținem, să facem. Așa, o să continui fața. Dar cred că acolo să o las pentru gură. Da. Hai să punem. O să pun aici închis jos. Nu știu dacă e bine dacă am pus atât de jos, dar sau să pun mai sus. Nici nu știu, trebuie să mă gândesc bine. Cred că o să pun puțin mai sus. Așa. Și aici ar veni roz din acestea mai deschis. Așa, mamă, și deja arată ca și oița noastră. Așa? Cred că trebuie să-i mai pun așa puțin pe margini și în spate să-i umplu aici la cap, să aibă cap așa mai dolofan, de oiță dolofană. Așa, super frumos. I-a spus numai, e curioasă ce nume i-a dat oiței mele imense și dolofane. Curioasă. Numele care îmi place cel mai mult o să dau pin acolo în comentarii pentru episodul acesta. Să vedem ce nume i-ați spus oiței mele gigantice, care o să facem imediat să dispară, numai să-i termin aici de făcut capătul, căpățâna asta imensă. Ia uitați ce oiță simpatică, foarte simpatică. M-a să mai pun și aici, că parcă are paranteze din asta cam imensă, trebuie să-i fac aici, o să-i mai pun la burtică, să așa, se mai îngrașe puțin. Că de dedesubt zici că e un pod, așa că seamănă ca un pod de dedesubt, foarte mișto. Ce tare arată, pe bune. O să umplu și aici spațiu ca să nu mai rămână așa gol. Să-i dăm aici să-i umplem la burtică, să nu mai aibă spațiu acesta gol. Perfect! Ui, eu zic că arată destul de tare. Hai să vedem, seamănă cu oiță. Eventual mai punem și aici sus, ca să mai umplem din spațiu. Da, am putea să facem treaba asta, să fie oiță mai dolofană. Opa, așa. L-am pus puțin greșit și acum mai adaug rest. Așa, super mișto. După aia o să ne mai uităm încă o dată la oiță să vedem dacă într-adevăr seamănă, dar eu zic că seamănă cu oiță. Vă place oița mea gigantică și frumoasă și pufoasă? Așa, super, și abia aștept să-mi folosesc vraja și să fac oița aceasta să dispară. Ia uite, bă, ce drăguț arată oița mea. Așa, e simpatică rău. Chiar e o oiță super, super tare. Iar zic că rămâne fain așa, nu? E fain vulpițelor și vulpișorilor. Eu zic că arată super mișto. Iar acum o să mă dau puțin la distanță. O să-mi iau talismanul norocos și o să-mi fac această oiță să dispară. Deci sper că i-ați ales numele, pentru că o să dispară și nu o să o mai vedeți. Prin puterea care a fost investită, îmi doresc această oiță să dispară! Mamă! Nu cred! Ce s-a întâmplat? Am greșit vraja! Wow! Deci, efectiv, i-a dispărut corpul și a rămas doar din cap. Nu înțeleg de ce. What? Hai să facem să reapară oița. Focus, focus! A reapărut oița. Ok, mai încercăm încă o dată. Îmi doresc ca oița să dispară întreagă, gen, cu tot capul. Păi, greșesc ceva la vraja. Am dispărut eu! Ați văzut? Am fost invizibilă! Uitați-mă!
Nu mai sunt. Băi, am greșit fraja și am fost pedepsită și am dispărut eu. Mamă, nu vine să cred. Nebunie. Nu știu ce am greșit la vraja asta, dar va trebui să o refac data viitoare când o să folosesc altceva. Să scrieți în comentarii ce mai doriți să fac să dispară, ca să dispară cu totul. Ați văzut, am dispărut eu, nu Ița, vai de mine. Oricum, dacă v-a plăcut acest episod, eu zic că a fost super tare. Am învățat, mai experimentăm, data viitoare o să dispară cu totul. Nu uitați să vă abonați, cum spuneam, să share-uiți prietenilor, să lăsați nume interesante pentru Ița mea imensă. Vă pup, ne reauzim întotdeauna, în fiecare zi, pe un nou episod. Nu uitați că am și Instagram, foxy.insta. Pa, pa!